nou și frumos proiect ce propune valorificarea și promovarea diversității culturale din România în context european, tocmai a fost lansat și poartă titulatura de Incubatorul de Povești. Acesta este derulat de Asociația Step in Tourism și beneficiază de o finanțare nerambursabilă acordată în cadrul asistenței puse la dispoziția României prin granturile privind spațiul economic european de către statele donatoare, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Proiectul se va desfășura cu sprijinul Asociației Române de Studii Baltice și Nordice și își propune promovarea lecturii în rândul tinerilor, astfel că elevii de liceu vor avea posibilitatea în decursul lunii februarie să participe la un seminar introductiv intitulat Introducere în literatura norvegiană, modernă și contemporană. În calendarul evenimentelor este organizat și un atelier de creație, iar totodată în luna martie se va desfășura un concurs literar pentru elevi. Cele mai reușite creații scriitoricești vor fi traduse în limba norvegiană și tipărite într-o revistă denumită Magazin de Literatură Foarte Tânără.